Astăzi jucăm Stumble Guys, dar totul este albastru. Ei bine, trebuie să avem skin albastru, după cum puteți vedea acest skin. Și să atingem albastru match și tot așa. Iar înainte să începem, apăsați și voi pe butonul de like și subscribe ca să mai facem și cu alte culori. Și hai să începem cu shop-ul, să vedem dacă avem aici, vedem că avem un free spin și hai să vedem. Să deschidem și va trebui să ne pice un skin rar, după cum puteți vedea că rar este albastru, sau cred că va trebui să ne pice un skin de culoare albastru. Deci hai să vedem ce ne pică și să vedem dacă poate să ne pice ceva albastru, măcar să conține albastru skin-ul dacă nu e rar. Sau oricum, ia să vedem ce ne pică. A, ne-a picat gemuri sau... Come on, e perfect, tare albastru aici, după cum puteți vedea, și la ochelar se vede albastru. Și cămașa și... și papionul cred că este albastru sau negru, albastru închis. Ei bine, și ok, hai să vedem. Hai să intrăm acum la match și să vedem, trebuie să atingem numai albastru, bine, nu numai albastru, dar măcar să atingem albastru dată pe match, dar dacă nu atingem albastru, o să pierdem. Deci, da, să atingem albastru dacă vedem și să sperăm că o să fie albastru pe hartă. Și hai să vedem. O, e full albastru pe aici, dar e de gheață, dar ăsta de fapt nu știu dacă să pune ca albastru. Hai să atingem totuși chestia aceasta de aici din față. Să zicem că e albastru. Ce-am făcut, mă? Mamă, am împins ăla. No, nici nu cred că mă calific acum. Ok, deci am atins albastru. Mamă, nici nu cred că mă mai calific acum. Da, am atins peretele ăsta albastru. Măcar asta e ok. Momentan îndeplinim challenge-ul, dar să sperăm că ne și calificăm. Dacă nu ne calificăm, ne cam nașpa. Și scopul este, bineînțeles, și să câștigăm meciul ăsta, dacă ar fi. Sau oricare meci, da, să câștigăm și noi măcar. Hai să vedem. Mă, ce fac, mă? Na, am pierdut runda asta. Am dat din greșeală emote. De fapt, n-am dat din greșeală, rădeam de mine, totuși că am pierdut. Da, m-am blocat acolo, de fapt m-am împins cineva, nu știu ce s-a întâmplat acolo la început, dar hai să vedem runda următoare. Ok, aceeași hartă, deci tot albastru avem în jur, dar măcar să trecem și noi de asta. Hai să vedem data asta, poate... Cine știe... Este un semn că va trebui să câștigăm de data asta. Deci am atins albastru, e perfect. Dar iar mă blochez în ăștia, nu. Dar hai că nu mai cad acum, nu trebuie să mai cad. Să trec drept în față. Hai mă să trec, ok. Momentan suntem bine, suntem printre primii, dar hai tot mai în față. Să ne elevească bulgărele, așa, perfect. Să nu mai cad aici. E perfect, hai că am trecut de data asta, e bine. Ok, hai să vedem. Și trece pe aici și pe albastru, nu știu dacă am atins acolo, dar ne-am calificat, e bine, uitați și albastru aici la butonul de calificare și hai să vedem runda următoare. Deci a fost un semn că a picat aceeași hartă, iar de data asta am terminat chiar printre primii, cred că al doilea am terminat dacă nu mai țin eu bine minte, cred că al doilea am terminat. Și da, hai să vedem ce facem în continuare, dacă putem să câștigăm meciul ăsta, eu asta sper și hai să vedem ce se întâmplă. Ok, hai să vedem aici, albastru e treaba aia acolo, a, și ale la final, ok, deci cred că la final o să atingă albastru, dar hai să vedem, sau hai că l-atingă acum, eu atins albastru, dar hai să vedem să nu murim aici, să vedem, trecem și pe aici ușor, 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 frumos, hai să vedem, ok, hai că ajungem printre primii, sper, dar hai să vedem totuși dacă ajung, nu cred că mai ajung, sau, hai să văd. Ok, hai să vedem. Am ajuns. Da, am ajuns, perfect. Da, m-a scos din meci, dar... hai să vedem aici, mi se blocase jocul, dar hai să vedem aici, luăm... ăsta și să vedem dacă ne pică ceva albastru. Să sperăm că ne pică albastru și hai să vedem dacă ne pică albastru și... Ok, albastru? Aaa, măcar pe ăsta e pic, n-a vrut. Ceva albastru, uitați dacă vă puteți uita aici. Cred că se pune că e albastru. Voi ce ziceți? Lăsați acolo în comentarii. Eu zic că se pune totuși. Deci da, hai să vedem părerea voastră acolo în comentarii, să văd. Eu zic că se pune totuși, adică să vede acolo un pic de albastru. Și da, hai să intrăm din nou în match și să sperăm că de data asta nu ne mai iese. A, e bine, e cu albastru, e perfect. Deci nu trebuie să intrăm noi în ceva, putem să mergem direct în față, că albastru totul atinge, uitați-i de la început. Deci e perfect, e albastru. Momentan challenge-ul e bun, adică
am respectat tot challenge-ul până acum, numai albastru am avut. Și la skin-uri, la free spin-uri și așa. Dar din păcate mi s-a blocat mie acolo și da, ajunsesem în finală. Și poate treceam acolo, poate câștigam. Dar nu-i nimic, hai să încercăm acum să câștigăm. Hai să vedem dacă trecem de ăsta. Ups. Hai să vedem cum facem aici, cum trecem și noi aici. Așa, perfect, am ajuns. Da, am ajuns printre primii. Mă, ce mi-a făcut ăla, mă? Poate nu mai ajung. În fine, hai că am ajuns. Era culmea să nu mai ajung. Ok, deci pe aici nu. De data asta nu o să putem atinge albastru, din păcate, doar dacă murim. Să sperăm că nu murim, asta e toată treaba. Sperăm că rămânem în viață. Asta e finalul? A, nu, nu, nu e finalul, cream că e finalul. Ok, să vedem aici, să avem grijă. Sperăm că nu atingem albastru de data asta, că dacă ating albastru îi se pune ca și cum am pierdut, deci n-aș dori de data asta să-l ating, deci hai să vedem. Hei, dă-te la o parte repede, repede, așa, perfect. Cred că e ok momentan. Nu, 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 dați-mă la o parte. Mamă, dar n-am emotură de alea. Nu prea m-am mai jucat eu așa, adică nu prea m-am jucat așa mult și nu am emote-uri ca să dau în ăștia. Chiar m-ar fi ajutat foarte mult. Atâta să nu dea cineva în mine. Mamă, deja începe greu, deoarece au rămas foarte mulți și... Adică n-am murit acolo. Au rămas foarte mulți și ne-am îngrămădit aici, pe suprafața asta mică. Hai să vedem aici. Nu, 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 nu. De caz nu de aici. Nu, nu, așa, așa. Bine, 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 bine. Nu, nu, nu! De ce m-am mutat? De ce m-am dus după ăla? Mamă, cât de fraier am fost. Doamne, e imposibil așa ceva. Nu înțeleg de ce m-am luat după ăla să mă duc acolo. Nu știu ce mi-a trecut prin cap, dar na. Hai, hai să intrăm în al meu și totuși, hai să nu ne mai luăm după alții, să ne luăm după noi, să facem cum știm noi și da. Na. Așa e, în viață nu trebuie să te iei după alții, bine, câteodată trebuie să te iei, dar nu chiar așa mereu. Că tu dacă știi ceva, fă tu cum știi. Mamă, deci aici, albastru, cred că trebuie să ating steagul ăsta, nu? Da, aici. Hai totul să-l ating pe ăsta de la început, să nu-l ating la final. L-am atins, cred că s-a pus, uite, nici n-am căzut. Să-mi spuneți acolo, eu zic că l-am atins totuși. Hai să vedem în continuare ce se întâmplă, nu mai dați mine, vreau și eu să am emote-ul ăla să dau în voi. Of. Ok, hai să vedem, treceți aici repede. Ok, ia, pe unde trecem? Mă, credeam că nu mai e de la acolo. Hai să trecem, hai să trecem, hai să trecem. Perfect, am trecut. Și ne-am calificat. Hai să vedem meciul ăsta, eu zic e al meu totuși. Ziceți și voi acolo, lăsați un like dacă vreți ca meciul ăsta să fie câștigat. Dacă nu lăsați, înseamnă că nu o să-l câștig și da. Hai să vedem acum ce hartă ne pică. Să vedem dacă e tot albastru. Cred că pică super slide. Așa am eu impresia că o să pice ăla cu toboganul, deși nu știu de ce am impresia asta, dar cred că ăla o să pice, să vedem dacă pică ăla. Dacă pică ăla, nu știu, e ceva să pice ăla. L-am zis și, a, nu, a picat tot ăsta, dă-mi a picat mai devreme. Și hai să vedem acum, odată ăsta e match-ul meu, zic eu. Așa trebuie, voi ce ziceți? E match-ul meu sau nu e? Hai să vedem. Hai să vedem, să mergem aici, drept în față. Dați-vă la o parte, băieți, că trec eu. Mamă, sunt mulți aici în față și mie că nu o să trec, dar eu zic că trec așa și trebuie să gândesc pozitiv. Bă. Hai să vedem acum. Nu, 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 nu. Of, ce m-am grăbit aici. Să vedem. Uite și pe aici, prin partea asta. Suntem în top. Asta e bine. Cred că... Da, am trecut perfect în top 5, da, al 5-lea cred că am fost, sau al 4-lea, nu contează, dar important e că am trecut și hai să vedem acum marea finală. Mamă, eu... A, da, stai că asta era cu albastru, nu știam dacă am atins albastru sau nu, dar harta asta era mai mult cu albastru, deci da, hai să vedem acum totuși pe unde ne situăm, ce hartă o să fie și dacă o să fie albastru în jur, chiar sunt curios, să sperăm că o să fie, că trebuie să-l ating neapărat, deci, a, ok, da, e acolo, mă duc acolo în centru și ating albastru. Dar să vedem, să sperăm că nu mor aici. Asta e toată treaba. Ok, am atins albastru, după cum ați putut vedea. Și nu, 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 nu. Of, gata, gata, stau cu minte acum. Nu, 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 nu. Plecați-mă de aici, lăsați-mă în pace, că eu vreau să trăiesc eu.
Trebuie să câștig meciul ăsta, că eu așa trebuie să fac. Meciul ăsta este dat câștigător. Nu. Hai mă, mai muriți și voi aici. Nu. Perfect, bine că l-am murit. Ok, haide, plecați de aici. Muriți. Încă doi trebuie să moară, nu? Da, ok. Hai mă, sunt în top 3. Am nu-l câștig sau nu-l câștig? Nu, perfect, așa. Nu! Aolo! Hai să vedem. Nu! Mamă, ce-am scăpat! Mamă, ce-am scăpat acolo. E meciul meu, mă, dacă am scăpat din poziția aia. E meciul meu. Nu! De ce m-am... De ce m-am complicat eu atât de mult, mă? Am luat locul 2, cred că, nu? Vă că a câștigat asta prea repede. Doamne, de ce m-am complicat eu atât de mult, mă, băieți? Mă, câștigăm și noi un meci pe ziua de azi sau... Dar hai să luăm gemurile astea de aici. Ok, ăsta e ultimul meci și hai să vedem dacă câștigăm sau nu. Eu zic că de final așa trebuie să câștig. Și hai să ating din nou steagul ăsta acum la început. E albastru, perfect, l-am atins de data asta, 100%. Și hai să vedem. Ia mă, duceți-vă voi înainte, că eu rămân aici, stau bine aici. Dar nu înainte, după. Acum stați așa, dar lăsați-mi pe mine după să trec. Adică nu treceți voi înaintea mea. Treceți la astea, faceți traseul și după... Ok, așa, hai, perfect. Hai că m-am calificat. Hai mă, nu, perfect, așa. Nu, dacă nu mă calificam de data asta, chiar eram fraier. Eram fraier pe bune de data asta. Hai să vedem. Asta e meciul meu, zic. Bine, așa am zis la fiecare meci, dar trebuie să fim optimiști, că... Vedeți voi, dacă suntem optimiști, poate facem și noi ceva. Asta cu laser, hai să vedem acum. Trebuie să ne pricepem la asta, că... Când jucam eu înainte, Stumble Guys, la asta chiar mă pricepeam. Dar să văd acum, dacă mă mai pricep. Asta e finala sau ce e? Nu e finala, nu? Sau? Nu e finala, că suntem mai mulți de 7. Da, nu e finala. E a doua rundă. Ok, am scăpat. Trec pe partea asta, nu știu ce am trecut pe partea aia, dar... Nu. Mamă, ce fraier sunt din nou! Pabre, nici de data asta. La harta asta era cu albastru, nu cred că era albastru deloc. Dar... Eu zic că totuși la challenge-ul ăsta ne-am descurcat în proporție de 90%, adică treaba cu albastru ne-am descurcat, dar din păcate nu am câștigat meciul, deci da. Spuneți voi acolo în comentarii dacă m-am descurcat totuși la challenge-ul ăsta, adică cu albastru am îndeplinit tot, dar nu știu dacă să pune doar asta sau și câștig, o spuneți voi acolo în comentarii. În fine, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți și cu alte culori să fac această serie, nu uitați să dați un like, să vă abonați și scrieți acolo în comentarii cu ce culoare vreți în episodul următor să fac. Deci, da. Pa, pa.